Vă salut băi și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi, după cum ați văzut în titlu și în thumbnail, vom reconstrui viața mea, o împart alături de voluntari în FIFA 23 cu modul celor de la FRL pe link în descriere, mod care introduce Liga 4, Liga 3 și Liga 2 din România, plus Liga 1 actualizată la zi. S-ar putea unele transferuri să nu fie completate pentru că în continuu se actualizează și nu pot tot timpul să instalez cea mai nouă versiune, dar în acest moment așa arată echipa celor de la voluntari. Îl avem aici pe pe cine? Uite, îl avem pe Doru Andrei, Doru care îți dă omorul, după cum a zis și Bolocan, fotbalist care a luat jucătorul etapei în etapa trecută de Superliga României. De asemenea, George Merloi, și el un jucător foarte bun, care cred că are și un pic acolo de potențial și zic eu că va rămâne cu noi pentru o perioadă mai îndelungată. De asemenea, îl avem pe Fernandez, un portar care a jucat la Real Madrid sau a fost rezervă la Real Madrid, cred că rezerva a treia, și mai e și Rață, și el un jucător destul de bun. Dar ce cred că trebuie să fac la echipa asta? Cred că trebuie să schimb formația. Trebuie să ne gândim foarte bine cum vom ataca, să zic eu așa, play-off-ul în Superliga României, pentru că asta să fie cam printre primele obiective din acest episod și trebuie să fim foarte inteligenți în această tentativă de a ataca practic Liga Bogaților, să zic așa. FC Voluntari nu cred că a prins niciodată play-off-ul, sau dacă a prins, probabil a prins o singură dată, însă lucrul ăsta se va schimba pentru că vom transforma din FC Voluntari, o vom transforma pe FC Voluntari într-o echipă de tradiție a fotbalului românesc, pentru că toată lumea zice FC Voluntari să retrogradeze, să plece, să vină, nu știu, altcineva din Liga a doua, habar n-am, Ceahlău sau mai știu eu ce. Da, ok, e bine să avem și echipele de tradiție înapoi în Liga 1, dar de ce să nu le dăm o șansă și echipelor noi, precum FC Voluntari, care are un fanbase în continuă creștere. Fanii și suporterii au început să vină acum la meciuri, mai ales din cauza mimurilor care s-au făcut și din cauza probabil a lui Bolocan, pe care eu respect, dar nu mi-a răspuns la mesaj. Acest episod trebuia să fie împreună cu el, l-am rugat să mă ajute un pic, să zic așa, dar nu mi-a dat decât țin la mesaj, așa că până la urmă vom face această reconstrucție de unii singuri, dar așa le facem noi și așa le-am făcut până acum și cred că o să fie din nou o reconstrucție foarte bună. Mă scuzați, încă sunt un pic răcit, după cum știți, probabil ați văzut și voi pe postarea în comunitate sau v-ați dat seama de la clipul trecut, am fost destul de răcit și acum pot să zic că mi-a mai revenit un pic, dar tot mai trag așa de nas. În fine, eu o să mă ocup de acest primul 11, vom vinde ceva jucători, pentru că avem foarte mulți jucători la FC Voluntari și vom vedea ce buget avem să facem transferuri. Așa că revenim în tot. Și înainte de a continua cu acest episod, băieți, v-aș ruga enorm de mult să apăsați pe butonul de like, să facem și la acest clip 400 de like-uri. De asemenea, abonați-vă, suntem foarte aproape acolo de 9000 de abonați. Mai e puțin din vara asta, dar știu sigur că putem face cei 10.000, așa că faceți-vă treaba și hai să continuăm clipul. Și cu asta, băieți, cred că am făcut cel mai bombă transfer pe care puteam să-l fac la FC Voluntari, acest Muleka pe care tocmai l-am luat de la Beşiktaş pe numai puțin de 1.600.000, sigur va fi starul echipei noastre la doar 22 de ani, un congolez atacant de 72 overall și credeți-mă că am făcut niște transferuri bombă, bombă, puțin spus bombă, dar bombă. Haideți să vi arăt, băieți, au fost super realiste, mai ales, bine, ăsta Jackson Muleka n-a fost chiar atât de realist, 1,8 milioane de euro, și merităm nota A++++, pentru că băiatul ăsta a valorat 5 milioane și sigur are el un pic acolo potențial, 22 de ani, 3 ani contractul, salariu bombă 12.000, el voia 28.000, dar am reușit să-l păcălim și cred eu că am făcut transferul vieții noastre aici la FC Voluntari și așa arată primul 11, dar ca să fiu mai exact, vă voi arăta imediat pe cine am adus și cine a plecat de la echipă. La istoricul nostru la transferurilor, bineînțeles, avem pe acest Jackson Muleka, congolez, 72 overall. Daniel Florea, din păcate, ne va părăsi la Miedz Legnica pentru 250.000 de euro. L-am adus și pe acest Juraj Badelj de la Craiova, 18 ani, 64 overall, nu știu ce potențial are, dar sigur are vreun 70 ceva potențial, ceea ce este foarte bine, 18 ani, 29.000 de euro plus. Matricardi, mi-a părut rău să fie pe Matricardi, dar trebuia să plece. Igor Armaș a plecat și el pe 220.000, sumă de bani frumușică. L-am luat și pe Otto Hindrich, portarul cel de la CFR Cluj, portarul de rezervă, 19 ani, dar la noi o să fie titular, cred. L-am dat pe Dropa și 21.000, l-am vândut pe Marcelo Lopez, unul dintre preferații la Voluntari, dar vreau acolo să fie Merloi titular în locul său. Itu l-am luat de la CFR Cluj, 64 overall, 22 de ani, foarte bun, 115.000 de euro plus. Aligi, fundașul nostru stânga, l-am luat și pe Constantin Amzăr de la Dinamo, 64 overall, l-am dat pe Sigurdsson aici, poate am făcut o ofertă cam nasoală, dar nu mai contează. De asemenea și Alexandru Oroian, 63 overall, 110.000 plus Crepulia și Kindrish, gratuit, free agent, 65 overall, fost la UTA Arad, cred eu, ultima oară. Și așa arată primul nostru 11 cu Vâlceanu sau Hindrich, cred că îl voi vinde pe Vâlceanu, avem foarte mulți portari și o să mai încerc să mai scap de ei până începe sezonul, dar așa vreau eu să evolueze echipa noastră. Plus am mai rămas, cum v-am zis, cu un jucător, dar vă zic, vreo 2 portari trebuie să pleci pentru că n-am ce să fac cu atâția. Noi o să simulăm, adică voi o să vedeți direct primul nostru sezon la FC Voluntari, dar oricum vă asigur că am făcut transferuri foarte bune și zic eu că să luptăm pentru play-off și sper să ajungem acolo. De asemenea suntem și Cupa României, cine știe, poate o câștigăm, dar veți afla imediat la finalul sezonului numărul 1 din reconstrucția cu FC Voluntari. Așa băieți, am terminat primul nostru sezon la FC Voluntari și chiar sunt curios cum ne-am descurcat aici în Ilfov. Hai să vedem. Cupa României, mă, mereu apare asta, prima, ce frustrant e. Ok, hai să vedem. Deci, Superliga României. Am ajuns în play-off sau n-am ajuns în play-off? Ei bine, nu ne văd aici în play-out, deci am fost în play-off și aproape am câștigat campionatul din primul sezon, locul 2 în Superliga, ceea ce înseamnă că avem Conference League, băieți, 38 de puncte la egalitate cu Sepsi, CFR de-abia pe 4, asta se întâmplă când furi jucători de la CFR, l-am furat pe Itu, de la FCSB n-am luat pe nimeni și sincer nu prea aveam pe cine să luăm. Haideți să vedem cine a fost golgeterul nostru pentru că îmi place foarte mult ce s-a întâmplat aici. Muleka, Jackson Muleka, 20 de goluri, 6 asisturi, probabil un mare avantaj al nostru, probabil din cauza lui am ajuns în situația asta. 76 overall, Vadim Rață n-a crescut în overall, a făcut 30 de ani în Rățuș, că probabil va pleca capitanul nostru, dar totuși, în zic eu, ultimul său sezon la echipă a reușit 11 goluri și 5 asisturi și tot 11 goluri a reușit un alt transfer de-al nostru, Alexandru Oroian, 67 overall la 22 de ani, este ok. Așteptăm sezonul următor să treacă de 70, Merloi și el cu 67 overall, 8 goluri, 4 asisturi, amândoi au crescut plus 4, ceea ce e amuzant. Cocian și el tot 67 overall, 4 goluri, 9 asisturi. Alexandru Ilie a jucat 31 de partide și mă gândesc că am putea să-l jucăm titular sezonul viitor pe poziția de CAM, de ce nu? Dumiter și el a dat 4 goluri în 13 meciuri, Boboca și el la 67, deci efectiv toată echipa noastră e 67. Îmi place că Vâlceanu a crescut, Hindrich nu a crescut și mă gândesc că probabil să lăsăm pe Vâlceanu acolo titular, n-am putut să-l vând. Badelj și el probabil a crescut, are 66 overall, avea 64, Kindrish 68, Boboc 67 după cum am zis. Amzăr are și el 67, Itu 65, s-ar putea să nu fi jucat atât de mult. Merloi 67, ați văzut și voi, Muleka 76, n-ai ce să-i faci lui Muleka și chiar sunt curios ce ne va aștepta în al doilea sezon al nostru la FC Voluntari. Suntem deja în Conference League și avem ambiții mari și zic eu că dacă facem transferurile potrivite putem câștiga Superliga României, așa că haideți să vedem ce se va întâmpla. Băieți, suntem pe care să completăm un nou super transfer pe piața transferurilor. Super transfer pe piața transferurilor, în fine. Ilie Poenaru este gata să aducă un jucător de la Anderlecht, Zeno Debast pe numele său, un fundaș central de 19 ani care are potențial și la Anderlecht, după ce am luat jucători din Turcia cu mare potențial ce ne-a ajutat enorm, acum ne-am îndreptat atenția spre o altă ligă unde se duc mulți jucători români, și anume cea a Belgiei, și îl vom lua pe acest Debast pe un salariu, cred eu, măricel, 4.100 de lire. În schimb va pleca Ricardinho, de asemenea a plecat și Vadim Rață pe 610.000 de euro, dar zic eu că transferul acestui Zeno Debast este clar o bombă pe piața transferurilor. Zic eu că merităm o notă mare, da, nota A. Și acum rămâne întrebarea, cine va fi titular la echipa noastră, pentru că avem doi jucători cu ratinguri similare, Kindrish și Badelj, însă Debast clar va fi o mare concurență și zic eu că vom lăsa calculatorul să-și facă treaba, iar în rest nu știu unde aș putea să îmbunătățesc această echipă mai mult de atât. Mai simulăm un pic și vedem dacă mai se întâmplă ceva interesant, dacă nu o să mergeți direct la finalul sezonului. Așa băieți, sezonul numărul 2 din reconstrucția cu FC Voluntari. Am făcut doar un transfer, ați văzut și voi, un jucător de la Anderlecht și sunt foarte curios dacă ne-a ajutat acest jucător la echipa noastră să câștigăm campionatul. Vedem că nu cred și mi-e frică că n-am prins play-off-ul, da. După un sezon în care am fost pe locul 2 în play-off, în acest sezon suntem pe locul 2 în play-out, o cădere dramatică pentru FC Voluntari și chiar sunt curios să cui se datorează această cădere, pentru că ați văzut și voi, n-am vândut pe nimeni, n-am cumpărat decât un singur jucător, adică ar trebui să fie mai bine, nu mai rău. În Cupa României FCSB e campioană, da. Suntem în finala play-off-ului pentru Conference League, poate totuși o să avem acces la Conference League. În acest sezon am pierdut chiar din preliminarii, gen nu am fost deloc în competiția a treia ca valoare, să zic așa, în Europa. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu echipa noastră, de ce am avut așa o contraperformanță. Jackson Muleka, 81 overall, 23 de goluri, 3 asisturi. De ce cu un asemenea jucător ne chinuim în play-out? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Alexandru Oroian, 71 overall, 23 de ani, 17 goluri, 4 asisturi. Senzațional. Cocian, foarte bun, i-a luat locul lui Rață, 11 goluri, 9 asisturi. Extraordinar. Merloi, un sezon mai slăbuț de această dată, 7 goluri, 4 asisturi. Alexandru Ilie și el 3 goluri, 6 asisturi, dar măcar a fost titular. Dumiter a dat și el un gol, Boboca și el cu un gol. Dumiter a dat 2, mă scuzați. Haideți să ne uităm în primul 11. Vâlceanu 73 overall, Debast 73. Badelj nu a mai jucat, mă așteptam la asta, dar cred că să-l vând totuși pe Kindrish, pentru că Badelj are cum să mai crească. Amzăr, vedem aici, este accidentat și e posibil să nu fi jucat. Itu nu a mai crescut în overall, da, lucru care ne îngrijorează, dar trebuie să fim încrezători, pentru că urmează un nou sezon. Așa se mai întâmplă în reconstrucție, avem suișuri și coborâșuri, dar cred eu că putem să ne revenim după un asemenea sezon în care pe care sincer aș vrea să-l uit. Deci haideți să vedem ce vom face pe mai departe. Mă băieți, eu când vă zic că sunt regele la transferuri, vă rog să mă credeți. FC Voluntari transferă pe Alex Scott. Opa, asta e că are un salariu cam măricel. Trebuie să vedem cum o negăciem la salariu cu Alex Scott, 74 overall, 20 de ani. Ui, din Liga 2 din Anglia, uite că vrea salariu mic, mă, băi, toată lumea vrea să vină la Voluntari. Îi se vede că e un proiect în creștere, un proiect cu potențial și jucătorii sunt atrași de asta. Primul transfer realizat în al treilea sezon la FC Voluntari, au plecat mai mulți jucători, vă arăt imediat despre cine vorbesc. De fapt nu este primul transfer, am mai făcut un transfer, însă e free agent și anume l-am luat pe Băluță, free agent, nu știu ce căuta acolo, 74 overall, împreună cu acest Scot vom avea o nebunie la mijloc. Kindrish a plecat 71 overall, la fel a plecat și Vâlceanu, 3 milioane și cu 2 milioane 500. Am avut bani destui pentru a-l cumpăra pe acest Alex Scott cu bani și pentru a-i oferi un contract bun lui Băluță. Cam așa arată primul nostru 11. Badelj intră din nou în echipă și am mare încredere în el, la fel ca și în toți jucătorii noștri. Avem un lot întinerit, din păcate Ilie va ocupa banca de rezerve împreună cu Itu. Băluță și cu Scott vor fi titulari. Am schimbat formația într-un 4-3-3 defend, dar oricum este timpul să simulăm. Al treilea sezon suntem din nou în preliminarele Conference League și de data asta aș vrea foarte tare să reușim să trecem de acest pas. Otto Hindrich va fi noul nostru titular în poartă, dar nu înțeleg de ce nu mai crește. E cam supărat și cred că să mă supăr eu pe el și să-l vând la vară, dar până atunci trebuie să-i dăm un development plan lui Alex Scott și zic eu că un mijlocaș care câștigă mingea îi se potrivește. Jocul e în română, hai să o simulăm. Așa băieți, am ajuns la finalul sezonului numărul 3 la FC Voluntari. Oh, hai să vedem, sezonul trecut am fost în play-out și cred că și în acest sezon suntem în play-out, pentru că văd aici play-off-ul Superliga. Da, de data aceasta terminăm pe primul loc în play-out, dar tot nu mă avantajează deloc. Am fost la o victorie de play-off. FCSB din nou câștigă campionatul. Da, nu prea înțeleg ce se întâmplă cu noi, dar asta este. În Cupa Ligii nici aici n-am câștigat. Schellimber ajunge în finală. Haideți să vedem ce se întâmplă cu echipa noastră, pentru că încep să îmi pierd răbdarea. Muleka din nou golgheter, 20 de goluri, numai 20 de goluri a dat băiatul ăsta, congolezul nostru, 5 asisturi, 84 overall. Oroian, 73 overall, 18 goluri, 3 asisturi, 12 goluri și 8 asisturi pentru Alex Scott în primul său sezon, este genial. Cocian și el cu 6 goluri, 11 asisturi, totuși statistici foarte bune, însă vedem că în rest băieții noștri nu prea cresc. Debast și-a făcut treaba. Cred că este timpul să fiu mai atent și să fiu mai rău cu jucătorii noștri. Merloi cred că va părăsi echipa noastră, Boboca va face și el același lucru. Hindrich a fost titular un sezon și a bătut joc de 6 pe care i-am dat-o. Badelj și el n-a crescut absolut deloc și de el sunt foarte dezamăgit. Și da, voi tăia în carne vie și voi vinde lăturile care nu-și fac treaba la echipă, ce să mai. Mergem spre sezonul numărul 4 și în acest sezon avem un singur obiectiv și anume să câștigăm campionatul. Nu mă interesează nimic altceva și voi face totul pentru a îndeplini acest obiectiv. Băieți, a urmat o nouă perioadă de transferuri unde am făcut unele dintre cele mai bune transferuri pe care puteam să le fac. Și cu acest Serge Ngoma, un american de la Red Bull New York, am completat un transfer foarte bun în partea dreaptă în locul lui George Merloi, care deja ne-a părăsit. Și o să vă arăt imediat ce transferuri bombă am făcut și băiatul ăsta are o față destul de fericită, ceea ce mă entuziasmează și îmi dă senzația că am făcut un transfer bun. Deci, haideți să vă arăt ce transferuri am făcut până acum și cred că ce transferuri am făcut, Deci, acest Ngoma, 72 overall, 6 milioane avea valoare, noi l-am luat la doar 3 milioane. Radu Boboc ne-a părăsit, a plecat la Sepsi. Hindrich a plecat și el la Casa Pia pentru că m-a enervat foarte tare. Merloi, din păcate, regele Merloi trebuie să plece la Stad Brestois. În Franța, te pupăm și ne auzim. Constantin Amzăr părăsește și el echipa pentru că nu prea îi plăcea aici la noi, cei drept. Acest Valbon Gashi, fundaș dreapta din Albania, l-am luat pe 1.200.000 de la Utrecht din Olanda. L-am mai luat și pe acest Tomek Nowakowski, 18 ani, de la Union Berlin, 1.800.000, și l-am mai luat și pe acest Iker Barrera, fundaș stânga de la Argentina, argentinian de la Almeida, 1.900.000. și așa arată primul nostru 11 cu Ngoma, noul nostru transfer acolo, și cred eu că în sfârșit de data asta putem să câștigăm campionatul, adică avem o mare șansă, nu voi mai vinde niciun jucător și voi da development la toți jucătorii noștri, am luat din nou jucători tineri, pentru că altfel nu avem cum să câștigăm nimic dacă nu ai jucători tineri care să crească. Tactica asta a mers până acum în toate simulările și să sperăm că va merge și de această dată. Așa că haideți să vedem ce se va întâmpla. Juraj Badelj va rămâne la noi și sper să fi făcut o alegere bună de a-l păstra. Așa că haideți să simulăm al patrulea sezon din reconstrucția cu FC Voluntari. Așa băieți, sezonul numărul 4, 2026. Este oare anul ăsta în care Voluntari reușește pentru prima oară în istoria ei să câștige titlul? Să sperăm că da. Nu se poate, mă, din nou locul 2, aceeași performanță ca în primul nostru sezon la Voluntari, însă de data asta am avut nevoie doar de un punct pentru a egala echipa campioană FCSB, din păcate doar locul 2 și da. Oricum, clar mai bine decât în anii trecuți și asta probabil li s-a datorat noilor noastre transferuri. În orice caz, Jackson Muleka ajunge la un 87 overall și eram sigur că se descurce atât de bine. 25 de goluri, un asist. Oroian, 24 de goluri, 4 asisturi. Continuă să crească Alexandru Oroian și m-aș bucura să ajungă la 80 overall sezonul viitor. Serge Ngoma, mamă, deja l-a egalat pe Oroian, 11 asisturi, 4 goluri, 76 overall și are doar 20 de ani. Alex Scott ajunge și el la 81 overall, 9 goluri, 13 asisturi și cu un asist mai puțin ea are Angelo Cocian, jucător care a rămas de la început și va rămâne în continuare pentru că face o treabă foarte bună. Tudor Băluță n-a mai crescut în overall, dar totuși rămâne un mijlocaș foarte bun acolo. Zeno Debast a avut și el un sezon bun cu un gol, un asist, 78 overall, iar Iker Barrera, fundașul nostru stânga, a ajuns și el la 75 overall cu un gol și 4 asisturi, iar primul nostru 11 arată în felul următor. Nowakowski foarte bine a crescut în acest sezon, plus 4, însă Badelj nu cred că mai este opțiunea noastră de bază pentru această echipă. Rest pe banca de rezerve, Itu a rămas la fel, Ilie la fel și da, este timpul să ne gândim la un nou fundaș central și unul de foarte mare calitate. Probabil vom primi și un buget mai mare decât anul trecut și cu siguranță vom profita de banii pe care îi vom primi ca să facem niște transferuri sau măcar un transfer de renume acolo pe poziția de fundaș central. Așa că haideți să simulăm și să sperăm că vom face o treabă bună în sezonul numărul 5. Și la asta nu mă așteptam când am zis că vom primi un buget mai mare, 10 milioane de euro pentru FC Voluntari în acest sezon și trebuie să profităm de ei. Iar transferurile pentru al 5-lea sezon sunt în felul următor. Leonard Hoffman de la Dortmund l-am cumpărat pe 7.356.000 de euro și l-am dat pe al nostru Badelj, care nu mai creștea. L-am luat de asemenea pe acest Dumitru Tomescu, un fundaș central de 68 overall, destul de decent, care va face banca de rezerve, dar așa arată echipa noastră și cu echipa asta nu mai avem cum să pierdem campionatul. Cine știe, poate chiar vom face vreo surpriză în Conference League pentru că suntem calificați acolo. Deci haideți să vedem ce se va întâmpla, pentru că vom simula. Așa băieți, am ajuns la finalul sezonului numărul 5, suntem, după cum știți, la Voluntari, suntem în reconstrucție, suntem în căutarea titlului din Superliga României și este momentul să-l câștigăm odată, așa că haideți să vedem dacă am reușit să o facem. Superliga României, Liga 1, sezonul trecut am fost la un punct pe locul 2 să câștigăm campionatul, în acest sezon oare am reușit să o facem? Da mă da, da mă da, în sfârșit. 56 de puncte au fost destule pentru a-i detrona pe cei de la FCSB, dar vedem cât de mult a căzut FCSB-ul, doar locul 3 pentru campionii de 4 sezoane, cred, în continuu. Sepsi pe locul 2, felicitări celor de la Sepsi, vedem aici în play-off pe Rapid. Am fost și Conference League, până acum nu prea v-am arătat pentru că niciodată n-am trecut de grupe și nici de această dată n-am reușit să o facem, doar locul 9 în competiția aceasta. Haideți să vedem cum au crescut jucătorii noștri care au fost goal-getteri și așa mai departe. Bineînțeles, Muleka 91 overall, cum naiba am reușit Adică cum naiba n-am reușit cu acest băiat să câștigăm campionatul mai devreme. 42 de goluri și 11 asisturi. 17 goluri și pentru Oroian. Acolo aproape să facă și el 80 overall și sunt foarte mândru de acest Alexandru Oroian. Alex Scott 84 overall, 13 goluri, 8 asisturi. Ngoma și el aproape de 80 overall cu 13 goluri și 8 asisturi. Băluță a mai crescut, bravo Băluță, 28 de ani, 4 goluri, 4 asisturi. A mai dat și Ilie. A mai dat și Alexandru Ilie 4 goluri și 1 asist. Debast și el cu 3 goluri, 4 asisturi și haideți să vă arăt și primul 11 să vedeți cum arată. Amândoi fundași, de fapt ambii fundași centrali din echipa noastră au câte 80 overall și 9 ne-a plecat un jucător și nu-mi dau seama despre cine este vorba. Probabil avea cineva clauze de reziliere și nu m-am uitat la asta. Băluță, Scot, cine naiba era mijlocașul ăsta pe care l-am pierdut? Clar n-am fost atent. Probabil avea clauză de reziliere. Da, Cocian, 3.777.000 overall. Mamă, ce pierdere! Avea clauză doar 3 milioane Cocian și îl pierdem, din păcate, pe unul dintre jucătorii mei preferați, sincer, de la această echipă. Ce pierdere pentru noi! Și clar, trebuie să fim mai atenți. Avem nevoie de jucători noi, avem nevoie de un mijlocaș, asta este sigur. Și trebuie să fiu mult mai atent când dau prelungirile alea de contracte. Da, Cocian ne părăsește și ne va fi greu fără el, dar să sperăm că totuși ne vom reveni și să vedem pe cine vom lua în locul lui Cocian. Pentru primul nostru sezon de Champions League, bine, cel puțin preliminarii, nu am făcut decât un singur transfer, acest Cesar Belo de la Espanyol. Am dat pe el 7.100.000 și e un jucător destul de ok, clar nu este al nostru. Doamne, cum am putut, mă frate, deja să uit cum îl cheamă. Da, am uitat cum îl chema. Nu. Ciorchină? What the fuck? Cum îl chema, mă, frate? Nu mă țin minte. Nu este jucătorul pe care tocmai ce l-a pierdut. Da, mă iertați că nu chiar am uitat cum îl cheamă. Dar este un jucător destul de ok. L-am luat pentru că e tânăr și bineînțeles are potențial. Așa că haideți să-i mai dăm un development plan. M-am mai uitat aici la jucători, văd ce le mai trebuie. Și ne îndreptăm spre sezonul numărul 6, primul nostru sezon de Champions League. Să sperăm că nu va fi și ultimul. Băi, s-a terminat sezonul numărul 6 și vreau din nou să vedem că suntem campioni, pentru că asta contează enorm. Înseamnă că vom fi din nou în Champions League și da, suntem din nou campioni back-to-back, două campionate la rând reușite de FC Voluntari și de asemenea am câștigat și Cupa României pentru prima oară în istoria clubului, însă în Champions League nu am reușit să ieșim învingători. Am fost totuși pe locul 2 într-o grupă destul de dificilă cu Liverpool, Valencia și Udineze, însă în prima rundă, și anume în runda 16, am pierdut 5-4 la general cu Barcelona, echipă care în final a câștigat Champions League-ul, ceea ce nu mi se pare deloc o contraperformanță, iar din nou Muleka, 93 overall, băiatul ăsta se ia balon de aur. Congolezul nostru nebun, 48 de goluri și 14 asisturi, dar să nu uităm de Alexandru Oroian cu 39 de goluri și 10 asisturi la 27 de ani, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, 82 overall, însă 82 overall are și Serge Ngoma, o altă bestie din atacul nostru. Alex Scott ajunge și el la 87 overall, ca Cesar Belo s-a descurcat și el destul de ok, plus 2 overall, mai are de crescut. Barrera 78, doar plus 1, Tudor Băluță ajunge și el la 80, Hoffman 82, de fapt arăt și eu primul 11 să fie așa ok. Debast 83, Nowakowski 82. Echipa arată bine, avem doar 2 jucători sub 80 overall, ceea ce îmi dă mari speranțe pentru sezonul viitor și haideți să vedem de fapt ce se va întâmpla. Simulăm până atunci și să sperăm că vom merge totul conform planului și de ce nu, poate chiar câștigăm Champions League-ul la ce echipă avem. Băieți, și cu 42 de milioane de euro trebuie să facem o bombă pe piața transferurilor, clar, și cred că poziția pe care o vom bombiza, să zic așa, este aici la mijloc. Vom lua un mijlocaș central, bombă. Dar haideți să vedem care va fi acela. Eu am mai zis asta odată, dar chiar sunt regele transferurilor. Martin Baturina de la Feyenoord, 86 overall, va semna 100% cu FC Voluntari și cred că acest jucător este argentinian, dacă nu mă înșel, ceea ce se filează pe dorințele clubului și 30.000 pe săptămână. Cred că este o ofertă foarte bună. Baturina la FC Voluntari, here we go, și cu jucătorul ăsta ne-am făcut un mijloc dement, un mijloc bun pentru a câștiga UEFA Champions League, cel puțin după părerea mea, nota A, bineînțeles, pentru un asemenea jucător. Și uitați și voi ce echipă ne-am făcut. Muleka, bineînțeles, liderul echipei, Ngoma și cu Oroian, veteranul nostru, în atac, Scott, Baturina, Băluță, Debast, Hoffman, Gashi, Barrera și în poartă Nowakowski. Și este timpul să simulăm cel de-al 7-lea sezon din cariera noastră cu FC Voluntari, din reconstrucția noastră cu FC Voluntari, și să sperăm că acest sezon 7 va fi cu noroc pentru noi și vom câștiga Champions League-ul ăla. Haideți să vedem. Așa, băieți, am ajuns la finalul sezonului numărul 7, suntem în 2029 și haideți să vedem Cupa României, bineînțeles că asta se neapărate. Haideți să vedem dacă am reușit din nou să ne câștigăm campionatul. Da, 59 de puncte, perfecto. Deci nu mai avem competiție în Liga 1, în Cupa României n-am câștigat, surprinzător, nu înțeleg de ce nu prea câștigăm Cupa României. Haideți să vedem totuși dacă am fost în Champions League, unde Arsenal a câștigat și după cum pare nu a fost în Champions League. Asta înseamnă că a fost în Europa League, Sporting câștigă competiția. Am fost în Europa League și am căzut pe locul 3 în grupa noastră, sub Feyenoord și FC Luzern. Au un nume de loseri, dar totuși au fost peste noi, deci cine sunt loserii până la urmă? Asta înseamnă că a fost în Conference League, unde Dortmund a câștigat. În runda preliminară am trecut de Başakşehir, în runda 16 am trecut de Olympique Marseille și am ajuns în semifinale după ce am avut-o pe Torino, însă Borussia Dortmund, eventuala câștigătoare, ne-a înfrânt. Nici măcar Conference League-ul n-am pus să câștigăm, asta înseamnă că am fost din Champions League în Europa League în Conference League, ceea ce mi se pare foarte amuzant și nu ar trebui să fie. Haideți să vedem totuși cum s-au descurcat ai noștri și, bineînțeles, oh, m-a speriat, am crezut că Muleka a părăsit echipa, însă a fost detronată în acest sezon nu de un jucător, ci de doi. Ngoma și Oroian au reușit. What the fuck, Oroian a crescut la 87 overall, Ngoma 83 overall doar, dar Oroian este bomba bombelor, 28 de ani, 87 overall, 31 de goluri, 9 asisturi, Ngoma 33 de goluri, 2 asisturi, Muleka 23 goluri, 10 asisturi, nu prea știu ce s-a întâmplat cu al nostru Muleka, poate s-a accidentat, dar văd aici că a jucat mult, ceea ce înseamnă că n-a fost accidentat. Alex Scott 88 overall, Baturina n-a mai crescut în overall și este și vina mea pentru că am uitat să dau development plan, bineînțeles. Haideți să ne uităm la primul nostru 11, să încercăm să înțelegem de ce nu ne-am descurcat mai bine, adică nici măcar Conference League să-l câștigăm. Da, echipa arată bine, adică n-am ce să zic. Băluță 82, Barrera 79, poate ne trebuie ceva în defensivă mai bun, dar da, haideți să vedem. Mergem spre sezonul numărul 8 și da, niciodată o recunoaștere de-a mea nu poate să fie prea rapidă, mi-ar fi plăcut mie, dar nu este cazul. Așa că haideți să vedem ce putem face în sezonul numărul 8 la FC Voluntari. Nou, în acest sezon am beneficiat de un buget enorm de 40 de milioane, iar Ilie, Poenaru și Marin Dună au profitat de acești bani și îl vom transfera pe Alexandru Ilie, aflat în acest moment la Dortmund. Nu știu cum Barcelona a putut să-l scape, dar oricum îl va scăpa și Dortmund, pentru că îl vom aduce pe Balde la noi aici la FC Voluntari. Spaniolul sigur se va integra bine în echipă pentru că avem destui jucători sud-americani. Este o echipă foarte exotică aici la FC Voluntari, așa cum este și în viața reală. Ne va părăsi fundașul nostru stânga pe care am și uitat cum îl cheamă, Iker Barrera, un jucător care nu a crescut așa cum aș fi așteptat și vom lua deja un jucător consacrat, poate că puteam să dau mai puțin pe el, dar oricum cu Alejandro Badelj de 87 overall acolo în partea stângă a terenului, n-ai cum să dai greș, așa arată primul nostru 11, este bombă, este extraordinar și este timpul să câștigăm Champions League-ul ăla, mă, ce să mai... Așa băieți, ne aflăm în sezonul numărul 8, 2030 este anul în care cred eu că FC Voluntari a câștigat Champions League-ul. Așa că haideți să ne uităm aici la clasamente și vedem direct Champions League Barcelona. E final la Barcelona vs PSG, ceea ce înseamnă că FC Voluntari n-a câștigat Champions League-ul. Haideți să ne uităm totuși în Superliga, să vedem ce s-a întâmplat. FC Voluntari din nou campioană și vedem aici doar o singură înfrângere tot sezonul. What the fuck? Și eu, băi, nu, cred că e record asta, cred că e record. Ok, Cupa Ligii, FC Voluntari pierde în finală, din păcate. Haideți să ne uităm în Champions League, să vedem până unde a ajuns Voluntari și nu, din nou n-a fost în Champions League, ceea ce înseamnă că a fost în Europa League, unde și-a obținut primul ei trofeu european, FC Voluntari într-o finală cu Benfica. Vedem cum Voluntari a trecut de o grupă destul de dificilă de Europa League, aș putea spune, dar pentru Voluntari nimic nu este dificil. În runda 16 au bătut pe Napoli 4-3 la general, în sferturi pe AS Roma 3-1 la general, iar în semifinale au dat pe Manchester City, pe care i-au zdrobit 4-0 la general, iar în finală, după cum ați văzut, Benfica a căzut pradă voluntarenilor, sau voluntarenilor, nu știu cum se zice, 2-0, pardon. Vedem din nou în Ngoma este golgheterul echipei cu 44 de goluri, 12 asisturi, Muleka, deși are 95 overall și cred că are 99 la shooting, 95 la shooting. Are doar 33 de goluri și 4 asisturi și zic doar pentru că văd pe Ngoma nebunul ăsta cu 44 de goluri și nu înțeleg cum a reușit, dar cumva a reușit. 88 overall, Oroian 91 overall și să vedem cine va câștiga balonul de aur, pentru că va fi bătaie mare între ăștia trei, o să vedeți un trio mai ceva ca MSN. Alex Scott are și el 90 overall, Baturina 87, Balde rămâne la 87, Băruț 83 și avem și o defensivă foarte bună. Vedem aici pe Gashi 83, 85 Hoffman, Nowakowski 86. Și este timpul să ne îndreptăm spre sezonul numărul 9, sezon în care trebuie neapărat să câștigăm Champions League-ul ăla și nu există să nu o facem. Și pentru asta, bineînțeles că va mai trebui să facem un transfer, așa că haideți să vedem pe cine vom aduce la FC Voluntari în 2030. Iar primul mare transfer, pentru că cred că vom face mai mult de un transfer, este Jeremy Frimpong de la Bayer Leverkusen, fotbalist pe care îl vom lua la schimb cu fundașul nostru dreapta, pe care am uitat cum îl cheamă, 87 overall. Cred că ăsta oricum va fi ultimul sezon, pentru că o să avem o echipă superbă și cred eu că Frimpong ne va ajuta 100%, așa că haideți să facem ultimul transfer. Și ultimul transfer pe care l-am făcut la Voluntari și zic eu unul foarte surprinzător este nimeni altul decât Declan Rice de la West Ham United. L-am luat pe bani cash, 31.900.000. Voiam să dau la schimb pe Băluță, însă îl vom păstra pe Băluță la echipă, ceea ce mă bucură, iar echipa noastră va arăta în felul următor cu unde este Declan Rice, Frimpong, Hoffman, Nowakowski, Debast, Balde, Oroian, Muleka, Ngoma, Scott, Baturina și Rice. Și nu avem cum să nu câștigăm Champions League-ul cu echipa asta. Voi mai dau development plan așa la vrăjeală, oricum nu cred că mai crește nimeni exponențial, dar eu mă voi ocupa de asta, iar voi trebuie să vă ocupați cu un like acolo și cu un subscribe pentru un episod senzațional. Și haideți să terminăm reconstrucția cu FC Voluntari. Și nu pot să cred, băieți, momentul mult așteptat al acestei reconstrucții, finala Champions League pentru 31 mai 2031, e zi sfântă, 31 2031, Manchester City va fi în finală, fosta noastră adversară din Europa League din nu mai știu de acum câte sezoane, Manchester City. Aș putea spune că Voluntarii e un fel de Manchester City al României. Se aseamănă echipamentele. Oh, fuck. Pentru această finală nu îl vom juca pe Hoffman. Are cartonaj roșu și ne va fi greu. Oare Băluță poate juca acolo? Sau Rice? Unul dintre ei? Aparent amândoi pot juca. O să-l pun pe Rice, fundaș central. Lui e clar mai bun decât Tomescu ăsta. Pierdere mare înainte de finala Champions League, dar să sperăm că totul va merge bine. Nimic fără Dumnezeu. Doamne ajută, FC Voluntari. Trebuie să câștige această finală pentru voluntarenii noștri. Este momentul. Ale, 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 o. Voluntari câștigă finala Champions League. Alex Scott marchează golul câștigător în minutul 30 al finalei cu Manchester City. Și această poveste frumoasă ajunge la un final grandios. FC Voluntari este campioana Europei și nu pot să fiu mai mândru de atât. Oare am câștigat? Hai să vă arăt direct ce s-a întâmplat în Champions League, ce am avut în grupe. În grupe, aproape că nici n-am trecut de grupe. Manchester United eliminată pe locul 3, însă Voluntari și Villarreal, ambele echipe cu V, reușesc să treacă mai departe. În runda 16-a, Voluntari a dominat-o pe Barcelona, echipa care a eliminat-o, dacă mai țineți voi minte, în primul sezon de Champions League al Voluntarilor. De această dată rolurile se inversează, iar în sferturi am trecut de AC Milan 2-1 și în semifinale de Arsenal 3-2 la general, 4-3 la general am trecut de Milan, nu 2-1, iar în final ați văzut și voi, Manchester City a căzut în fața celor de la Voluntari. Sunt curios, am câștigat din nou campionatul, da, 53 de puncte, din nou campioni. Cupa Ligii, da, am câștigat și Cupa Ligii și știu că am fost în Supercupă pentru că am câștigat Europa League, am câștigat și Supercupa Europei și am reușit să câștigăm toate trofeele în care am fost în acest sezon. Perfect, n-am ce să spun mai mult de atât. Iar Ngoma rămâne golgheterul echipei, 31 de goluri, dar totuși Muleka va rămâne legenda noastră, 31 de ani, 95 overall, dar și Oroian la 30 de ani, 94 overall. Ce pot să zic mai mult decât până data viitoare? Am fost Leo, nu uitați să vă abonați, nu uitați să băgați like, v-am pupat!